Când au intrat în Betleem, Iosif cu Maria sosise ceasul rânduit să-l nască pe Mesia. Betleemiții preocupați cu viața trecătoare, n-au cunoscut că-i cercetează din cer copilul soare. Căuta Maria loc de-i poposit prin Betleem la porțile închise. N-avem loc de găstuit, același trist răspuns îl auzise. Târziu în noapte, într-un grajd cu boi, ei au făcut atunci primirea în iesle, în umilință, între voi a coborât din cer Dumnezeu. Era prea mic să-ncapi într-o odaie. Ai fost lăsat afară în fric, în grajd, în ieslea cu paie. Apoi descurț ai colindat, tămăduind leproșii. La orb vederea, Iisus, cu drag le-ai dat, te-ai îndurat de acei nenorociți. Copil sărman, nemângâiat, prin tine suntem astăzi mântuiți. Și pești luate ai săturat, le-ai vindecat de orice neputință. Mă-ntreb ades noi ție ce ți-am dat, o iesle, o cruce, durere, suferință. Peste ținutul lui Israel a răsărit lumina, când din înalt în Betleem a coborât Mesia. Besna nopții a dispărut, zis profeții, căci pe pământ va străluci soarele dreptății. Al îngerilor cânt din Betleem și astăzi peste viacuri mai răsună dovadă că
Hristos, Emanuel, domnește-n veci, în slavă, în lumină. Uiți cu-al îngerilor dulce cânt, vestim și noi azi bucuria. Mesia.